Bună seara, stimați telespectatori! Cronica Spiritului se va ocupa astăzi de o discuție dintr-o zonă pe care până acum n-am abordat-o. Și anume, zona, hai să spunem, militară. Mai bine zis, de istorie și cultură militară. De ce? Pentru că, iată, sunt momente în care toată lumea este preocupată de aceste aspecte, se discută de la cele mai înalte nivele până la oamenii de cultură care introduc în discursul lor și legături cu strategii militare, legături cu situații militare, situații de conflict, strategii de apărare și așa mai departe. Efectiv, am auzit din gura unor oameni de la care nu mă așteptam să aud asemenea cuvinte. Și am stat și m-am gândit, totuși, nu cumva iau dreptate și ocolirea acestui domeniu atunci când vorbește de spiritualitate este o greșeală fundamentală. De ce spun asta? Pentru că, după cum se știe în istorie, evenimentele militare majore au schimbat pur și simplu soarta națiunilor, au schimbat istoria nu numai a lumii, nu numai istoria simplă, ci au schimbat chiar și spiritualitatea. Modul de gândire al unor oameni de mare cultură a fost schimbat și dacă stau să mă gândesc acum începând cu Platon, care scrie opera, scrie celebra Republica lui Platon într-un moment de dezamăgire după înfrângerea dezastruoasă a atenienilor în fața Spartei, vede decăderea măreței odată Republici a lui Pericle și concepe o gândire care și astăzi este un reper, numim un fel de reper totalitar, dar de fapt este o revoltă a filozofului în fața decăderii națiunii sale, a statului său, a cetății sale. De ce decădere? Pentru că, repet, pierduse în mod rușinos din punct de vedere militar. După aceea, să nu uităm că majoritatea artei chiar din Renaștere, dar în orice caz din perioada antică, se referă la subiecte din zona militară. Marii conducători erau elogiați, erau omagiați prin opere de artă, prin sculptură, prin pictură, prin creații poetice, prin muzică. Să nu uităm, de exemplu, și pe cel mai mare compozitor al lumii, pe Ludwig van Beethoven, al cărui destin muzical se împletește cu epopeea, poate celui mai considerat celui mai mare strateg militar din toate timpurile, Napoleon Bonaparte. Desigur, și cu chestiunile militare legate de Napoleon, dar și cu tot fluxul de energie pe care acesta l-a dat Europei. De asemenea, în zona rusă, în zona americană, în toate zonele, chestiunile militare au impulsionat și au modificat starea de spirit a națiunilor. Sigur, am făcut și această emisiune să spunem așa, m-am gândit pe ultima sută de metri, am apelat la un foarte bun prieten și coleg de suferință în politica naționalistă mult timp, domnul general Dănuț Saulea. Bună seara! Bine v-am găsit! Domnul general Dănuț Saulea a trecut prin, este absolvent de Academie Militară, a trecut prin toate zonele, să spunem, aproape toate zonele militare, de la Ministerul Apărării, la Ministerul de Interne, la Serviciul de Pază și Protecție. De asemenea, are pregătire în zona de informații și, în același timp, domnul general a fost preocupat de cultură, de istoria militară, editând, scoțând, de fapt, scriind câteva lucrări. Una pentru mine este chiar de referință și o am în față. Este vorba de Doctrine militare la sfârșit de veac. Secolul 20 era chiar plănuită o trilogie, nu? Da. Și la început de secolul 21, o carte foarte interesantă. Strategii, da. O bază de date, na, pe care eu, ca nespecialist în trale militariei, am găsit-o ca fiind foarte, foarte utilă. Bun, deci, domnule general, am deschis așa discuția. Noi de aseară tot vorbim pe tema asta când v-am făcut invitația. Domnule, până la urmă, cum putem vorbi despre această împletire între spiritualitate
și elementul militar. În primul rând, eu vă mulțumesc că m-ați invitat și ați avut încredere în mine. Păi, acum fac aveți... o paranteză, că am zis colegi de suferință în zona naționalistă. Dănuț Aulea a fost unul din oamenii de maximă încredere a lui Corneliu Vadim Tudor. A fost un om apropiat de Vadim mulți, mulți ani de zile, consilier parlamentar, consilier personal al lui Vadim și om care, mă rog, cu care Vadim s-a sfătuit în foarte, foarte multe probleme. Cer scuze. Da, nu e nicio problemă. Eu sunt plăcut impresionat de faptul că v-ați gândit să apărăm în casele oamenilor cu acest subiect destul de generos, dar și inedit. Este generos prin amploarea lui, vorbim de cultură militară, de gândire militară, de rolul acestora în dezvoltarea socială a societăților și este inedit pentru că după 90, sub pretextul că armata nu face politică, a fost propulsată la marginea societății, stă acolo cu minte, armata și nu creează probleme nimănui. Câteodată, cei în rezervă mai ies la câte o demonstrație și colonei, generali, ofițeri, suboficeri de avalma, mai e o puțină bătaie de la suboficeri la jandarmi. Asta e alt aspect al democrației de la noi. Dar nu despre asta dorim să vorbim. Dumneavoastră ați evidențiat extraordinar de frumos Platon. Mă gândeam când spuneați, mă gândeam la Caius Iulius Cezar, mă gândeam la, dacă e să ne referim la istoria militară universală, de Bello Gallico, de Bello Civili, și mă gândesc la Marcus Ulpius Nerva Traianus. La Roma găsim o columnă cu 72 de metope, un film așa care înfășoară columna cu dacii noștri, nu mai sunt alții nicăieri. Cel mai important document al istoriei antice acestor pământuri, da, este această columnă datorată până la urmă unui eveniment și a unui succes militar. Mă rog, a unui eveniment în primul rând, pentru că și acolo este interesant pentru spiritul lui Traian, mai presus decât pentru spiritul roman, cred că e vorba de spiritul lui Traian, își recunoaște pe locuri și insuccesele în această columnă. Deci nu este numai un act triumfalist, ci este o încercare de relatare obiectivă a greutăților prin care au trecut romanii atunci când au cucerit această zonă. Eu sunt mândru, deoarece columna lui Traian este o dovadă și un argument extraordinar de puternic pentru faptul că dacii au fost foarte importanți într-un anumit moment al istoriei noastre. Îndrăznesc să mă opresc doar asupra unui lucru mărunt. Și în istoria artei militare universale am studiat pe Hannibal, pe Caius Iulius Cezar, spuneam mai devreme, și alții, mai puțin pe Decebal. După mine, ca militar, Decebal a fost unul din cei mai mari comandanți militari, dar și politicieni ai vremurilor de atunci. În fața pericolului roman se apropiau forțele principale conduse de Traian de Sarmisegetusa. El a organizat, a reușit să transmită pericolul și vecinilor, triburilor de boi, de costoboci, de... Da, triburilor celtice și citice, da. Pericolul care s-ar abate asupra lor în situația că populația Dacia, în speță, va fi cucerită, a constituit un grup de 20.000 de călăreți daci. Pe pantele de nord ale Carpaților Meridionale s-a deplasat, începând din luna martie, când e destul de frig, și atunci probabil că era la fel, a trecut pe la trecătoarea Ticriș-Ojdula, a coborât la Barboș, la Dinogeția, a ajuns la, vreau să ajung la bătălia de la Damclisi și imediat o să explic cât de interesant este Decebal. Iarna a trecut repede, primăvara a permis să dezghețe apele Dunării, Traian a auzit despre acest pericol mare, au urcat forțele în monoxile și pe Dunăre au ajuns la Adam Clisi, bătălia din 102 Adam Clisi.
De ce este decibel mare și măreț? Pentru că prin această manevră, el intenționa să treacă Dunărea și să fracționeze forțele principale a lui Traian de forțele din Italia, cele care susțineau logistic, care îl alimentau, care îl completau cu personal și resurse materiale, îl urma să înconjoare forțele lui Traian și să le nimicească. A dus, bătălia la Damclis a dus că a mutat războiul la vreo 700 de kilometri departe de capitală, a îndepărtat pericolul de capitală și a încheiat o pace avantajoasă. Da, așa este, da. Nu mă opresc, Dio Cassius descrie extraordinar de mult această bătălie și m-a impresionat extraordinar de mult. E vorba de ore întregi, dacă vrei să vorbești așa, Daicoviciu, Hadrian, Constantin. Nu, dar uite, vezi, o altă apropiere între spiritualitate, Dio Cassius și relatările războinice. Și nu numai, și Amianus Marcellinus. Și cultura care ne rămâne de la latini este în bună măsură datorată. Bine, romanii au fost un popor războinic, o națiune războinică, cuceritoare. Și de aici au rezultat atâtea și atâtea opere de artă. Bun, mai departe. Superexpansiunea strategică, ca la orice imperiu, a determinat un proces de degradare progresivă, care pe vremea aceea a durat sute sau mii de ani, acum a crescut viteza și degradarea progresivă a imperiilor se înfăptuiește mai repede. Imperiul comunist a durat vreo niciun secol, altele care se manifestă, complexele militare, industriale, mă refer la cel american, și la altele au început și ele. Bun, până să ajungem acolo, că tot vorbeam de romani, da. Ce înseamnă diferența între, la un moment dat, uite cum se suprapun, n-aș spune în mod nefericit, dar expansiunea romană teribilă, datorată forței armate colosale, forța rezidând și din strategia lor superioară, pentru că asta era un punct extraordinar. Strategia învingătorului și strategia, permite, exact. Dumneavoastră știți cum se cheamă strategia militară a americanilor? Chiar așa se intitulează. Strategia militară a Statelor Unite pentru secolul 21. Doamne, ca să-ți permiți să spui pentru secolul 21 înseamnă că ai niște elemente extraordinare de... Da, cine se poate îndoi că americanii au? Bineînțeles. Dar vorbeam de romani, da. Prin cuceririle lor și prin includerea în armata romană a elementelor străine, elementelor chiar unele străine de Europa, de lumea veche. Deja au adus un multiculturalism care a influențat. A influențat teribil. La un moment dat chiar a debusolat Imperiul Roman. Păi să nu omitem faptul că în perioada lui Traian, deci în perioada începutului erei cristice, da. Roma era invadată de culte din toată lumea, începând cu cultele orientale și terminând cu diverse culte, bine, cultele orientale clasice, cultul mitraic sau culte zoroastriene, diverse, să zicem, elemente de spiritualitate tradițională ale unor culturi mari, aflate la apus sau dispărute chiar, însă și de o mulțime de elemente de cult noi care atunci se inventau. Bine, Roma era nu numai un focar, a spune chiar un creuzet, datorat forței sale extraordinare. De ce Hristos îl trimite pe Petru să-și clădească biserica la Roma? Nu? Pentru că de acolo, practic, Petru știa că de acolo se va răspândi în întreaga lume datorită răspândirii militare a Romei. Deci era cel mai probabil. Până la urmă s-ar putea ca această degringoladă să fi dus la o decădere, oricum a dus la o stare de decadență a Imperiului Roman. Deci nu mai era Roma aceea pură cu obiceiurile ei
hai să le spun, spartane, obiceiurile până asta, educația, pentru romani, exact, educația romană era o educație simplistă în sens spartan și ei se mândreau cu chestiunea asta. Multiculturalismul. Multiculturalismul a dus până la urmă la o epoca decadenței, da? Vilele romane erau de un lux orbitor, petrecerile ajungeau la, de la chestiuni de lux până la chestiuni de perversiune, da. Exact, orgii, ceva de neimaginat, în fața cărora vechile familii de patricieni se opuneau. Și sunt multe lucrări în sensul acesta. Da, deci iată perioada respectivă. Bine, dacă ne referim la perioada romană, acum dacă facem un salt în timp, fără să sugerăm nimic sau să fim extraordinar de pretențioși, vedem că aproape gândirea și cultura militară universală, pentru că suntem în cadrul acestuia, sunt niște pietre kilometrice pe lângă care nu poți să treci fără să te oprești. Mă gândesc pe timpul la Sun Tzu, un arta războiului, care stă la baza teoriei militare actuale și actuale. Cele 32 de teze, vă dau exemplu repede, două sau trei. Ce spune el? Să nu atași din vale în deal. Corect. Să nu te aperi cu spate la apă. Să nu încercuiești total inamicul, pentru că el, știind despre asta, că va muri, îți va produce foarte mari pierderi, neavând nicio șansă să mai stai în încercuire. Sau tot sunt, iată cum prefigurează el un sistem. Spune că la 100 de care de luptă, 3 persoane sunt ofițeri, 6 persoane adapă ca ei îngrijesc, 6 adună răniții în groapă și îngrijesc în groapă morții, 6 procură, pregătește mâncarea. Iată ce frumos a făcut el. De sistemul de conducere, 3%. Sistemul de logistic, de susținere, 18-20%. Și majoritatea, 70%, muncesc, domn. Iată, poți face o firmă pe Sun Tzu. Sau mă gândesc la, iar în cultura militară și gândirea militară europeană, André Boffre, un teoretician militar francez, lansează pentru cei care interesează, conceptul de armată gonflabilă. A apărut la un moment dat și la noi cuvântul gonflabil asociat cu diferite situații. El ne propune că în timp de pace să avem o armată mică, care costă foarte puțin, dar printr-un sistem de rechiziții și mobilizare în timp de război brusc să se mărească. Gândiți-vă, și ca să continui ideea cu Boffre, eu nu mi-am însușit-o, pentru că Boffre își permite să aibă o armată mică, deoarece e o armă nucleară. Noi românii nu avem. Dar iată, muți ideile lui Boffre într-un partid. Nu trebuie un partid de 500.000 de oameni între alegeri, dar un partid atât de respectabil, atât de mult să pătrundă în rândul simpatizațiilor și membrilor lui, încât la alegeri să ajungă la 1.000.000, de exemplu. 2.000.000. Mutând pe gonflabil. Iată cum mutăm în politică. Bă, nu politică, este vorba de interacțiunea între societate și vectorii de opinie. Asta mi se pare. Și până la urmă, spiritualitatea este poate cel mai important vector de opinie. Asta nu, și exemplu, una din ramurile, sau poate cea mai importantă ramură a spiritualității alături de cultură, este religia. Deci avem mase de preoți sau de călugări? Nu. Avem puțini. Dar ce înseamnă cuvântul unui preot? O răspândire în masă și o... Și câtă lume adună jurul lui. Da. Și să ne amintim, școala, pentru mine cel puțin imaginea școlii, este un preot cu niște copii cu cărțile în mână sub un stejar în fața unei biserici. Astăzi, școala este înconjurată cu gard de sârmă ghimpată, cu jandarmi, cu polițiști, cu pază, cu ce oare a decăzut școala sau s-a dezvoltat? Sau a decăzut societatea. Acum mă gândeam și la școală, până la urmă, și la militarie.
între școală, armată și democrație, s-ar putea să apară o stare de conflict până la urmă. Cultura militară care a generat, a dat în decursul evoluției omenirii oameni, nu numai care au obținut victorii pe plan militar, dar oameni care au obținut victorii pe plan socială, politic, da. În sensul, mai bine zis, umanitatea a obținut victorii. Absolut, prin, da. Ei, da? Prin ei. Da. Oameni care au participat la lupte în care au murit zeci de mii, poate sute de mii de oameni. După care au venit cu ceea ce au dobândit acolo, inclusiv experiența negativă în conștiința lor, și au generat politici, au generat tratate care au dus la salvarea omenirii, la dezvoltarea omenirii. Deci școala militară nu degeaba și înainte era cea mai bună. Acum parcă observăm o deplasare a disprețului către zona militară. Cel puțin cu asta ne-am confruntat în anii 90. Da. Asta ne aducem aminte, da. Bine, din păcate. Da. Acum deja se vorbește de armată, de profesionism, mă rog, de tot felul de chestii de import. Nu știu dacă chestiune de import au o atât de mare, cum să spun, un efect atât de benefic pe cât l-a avut elementul național, pe cât l-a avut armata națională. Vreau să știți ce spun vietnamezii. După ce omor 4 americani, pot să mor și eu. Asta spunea mai de mult. Da, în timpul Vietnamului războiului, da. Cubanezii, patria sau moartea? Cubanezii, da. Patria sau moartea? Patria, umerte. Da. Patria, umerte. Astea ce sunt? Ascund o stare de spirit a militarului și a cetățeanului care poate deveni militar oricând pentru țara lui. Rolul socializator al culturii militare. Alevra Nicolae, un general român care s-a ocupat mult de sociologia armatei, spunea următoarele: dacă un tânăr învață în armată, spunea pe la începutul secolului 20, prin 1911-17, cam așa în perioada asta, învață în armată să-și spele, să-și coase și să întrețină hainele, să monteze, să demonteze arma, să aibă grijă de cal, eu am dat țării un tânăr pregătit. Deci atât, o altă stare de spirit a individului după ce pleacă dintr-o mașinărie, dintr-o instituție corespunzătoare unei gândiri sau unei culturi militare. Acum putem vorbi și de o anumită anumite derapaje. Vorbeam cu dumneavoastră mai devreme despre decizia militară și decizia politică și raționamentele și gândirea militară reflectată în doctrine militare pentru corespunzătoare unor anumite perioade de istorie. Da. Sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20 este brăzdat în Europa de doctrine de apărare. Toți nemții, noi nu atacăm, francezii nu atacăm, noi ne apărăm, italienii nu atacăm, grecii nu, românii și ei de import, apropo, noi nu atacăm. Și au început să construiască linia Maginot, linia Siegfried, linia și noi, Nămoloasa, Galați, elementul ăsta în jurul capitalei. Dom'le, oare câți bani a costat, câte vieți omenești pentru, n-au folosit niciodată nicăieri. Nu și-au dovedit utilitatea. Maginot a fost, vorbesc de al doilea război mondial, război modern, cu viteză, cu abordare aeriană, spațială. A fost, Siegfried, n-a apărat nimic pe Ruhr. La noi, nimic. Din potrivă, linia asta Nămoloasa, în opinia mea de nespecialist, cred că putea să ne facă mult rău. Doamne păzește să ne fie apărat noi de ruși așa câteva zile numai acolo, pentru a nu concentra discuția pe o problemă pur de militară și de violență, revin la ce ați inițiat dumneavoastră. Cultura militară prin reprezentație o găsim peste tot. O găsim în muzică, găsim în gândirea militară, găsim în sculptură,
în literatură, reprezentanți militari, îi găsim aproape peste tot. Și începusem mai devreme cu Sun Tzu, cu Cârlova, la noi, Ion Marin Sadoveanu, da. Henri Coandă. A apărut Alvin Toffler ne sugerează nouă că evreii au inventat lovirea forțelor din adâncimea inamicului. Eu am găsit că prin 1926 doi generali români sau colonei, nu mai țin minte bine, orice caz, Vizanti Urițianu și Vorochevici Octavian, au scris despre lovirea celui, iată, gândirea militară, da, românească. Militară, da. Au lovirea celui de-al doilea eșalon atunci. Și chiar se cheamă strategia, mecanizarea războiului, strategia viitorului război. Iată, doamne, la noi, preocupare și gândire și creație militară. Bine, acum, noi am marcat câteva momente extraordinare, cel puțin istoria României, că tot vorbeai de momente militare. Războiul de independență a însemnat o renaștere din punct de vedere spiritual. Absolut, da. Nu mai vorbim că atunci s-a obținut independența de stat, visul de veacuri. Dar hai să ne gândim ce creație fabuloasă s-a făcut atunci. Și după aceea, chiar oameni care fuseseră împotriva intră în război, în primul rând Eminescu, da, nu? Absolut, după da. Aceea, cu cât suflet participă la noua renaștere, la noua reconstrucție. Și, uite, chiar apropo de opere, că tot, uite, mai sar de la una la alta, recent am citit o carte extraordinară, Memoriile colonelului Lăcusteanu. Colonelul Lăcusteanu, unul din primii ofițeri ai armatei române create de Ion Odobescu, tatălui Alexandru Odobescu, da. La îndemnul rușilor. Bine, a fost o creație rusească, da. Armata de la 1830-1840, după ce Tudor Vladimirescu, tot și el, având legătură cu Rusia, cu ofițerul armatei ruse, în fine. Dar Lăcusteanu este un antirevoluționar. Lăcusteanu, în cartea aceasta, în memoriile sale, este împotriva revoluționarilor de 1848. Ba chiar are o formulare care descrie foarte sintetic așa gândirea lui despre revoluție. Zice, s-au pus dăscăleții, advocații și ciocoii rapaci să răstoarne statul. Da. Zice, da. În fine, așa îi numea el pe bus, sau crai. Cum le mai spunea acestor revoluționari. Bun, dar trecând peste părerile lui personale în privința evenimentelor revoluționare și a idealurilor revoluționare de atunci, este o frescă extraordinară a epocii. O frescă extraordinară a epocii. Da. Nu mai găsim. Însă acest militar de carieră, era un boier de viță veche, nu un boier de înalt rang, dar un boier de viță veche și un om dedicat trup și suflet meseriei armelor. Omul ăsta își respecta cariera militară, gândirea lui militară. Adică nu era o făcătură, un tip de pripas. Nu, el avea o tradiție în familie și a dus copiii tot așa. Bine, mă rog, a trăit o mulțime de drame, pierzându-și copiii pe care tot așa îi trimisese la școli militare. Dar la ce ajungem? La ce concluzie ajungem? La cei mai buni fii ai țării până în secolul nostru, practic. Exact. Până în secolul 21 erau trimiși către școlile militare. Erau mândrie să participe la efortul acesta care nu însemna numai plecarea la război, ci însemna să fii în primul eșalon al celor care își apărau țara și în același timp să faci parte dintr-o școală recunoscută pe plan istoric și pe plan internațional, care dădea cele mai mari, care a dat cele mai mari valori. Asta a însemnat, practic, cultura militară, școala militară. Era o mândrie, nu? E, astăzi nu știu dacă mai e chiar așa, sau, mă rog, am vagi dubii că intrat într-un desuetitudine. Azi nu se mai... Iată, o altă stare de spirit azi. Azi face parte dintr-un mecanism politico-militar, o mașinărie de război, cum omenirea nu a mai avut până acum, despre care eu am foarte multe păreri, am anumite
emoții despre această mașinărie care se cheamă NATO. Acum, armatele naționale, care nu sunt prea pretențioase, se înscriu pe niște culoare și, de fapt, execută sarcinile acestei mașinării și poate ar trebui, mi-am exprimat într-un context public în Parlament, preocuparea să avem o armată corespunzătoare și reliefului, 33% din teritoriul național e munte, avem deltă, fluviu, câmpie, avem și putem să facem și armată care să aibă grijă de munte, care să aibă grijă de luncă, să aibă grijă de deltă, cu un puternic caracter umanitar și în măsură, în situație să se transforme și să... Da, mă rog. Revin la o treabă foarte interesantă, ați remarcat dumneavoastră și apoi ne-am depărtat amândoi de religia. Cum credeți dumneavoastră că ar fi stat militare aceea la cotul Domnului dacă nu aveau înapoi a lor și în fața lor și deasupra lor pe Dumnezeu? Eu cred că religia în ceea ce ca element de spiritualitate în sufletul unui militar din vremea aceea, poate și astăzi, a jucat un rol, aș putea spune, fundamental. Un individ care nu avea școală, lua de la plug și dus să lupte. Ce credeți că îi punea site-uri, îi punea planșe unde se vadă scopul, obiectivul? Da. Dumnezeu ne va ajuta să ne luăm înapoi ceea nostru, Dumnezeu ne va ajuta. Este extraordinar poate se poate face și o teză de doctorat privind această relație bipolară între omul neștiutor de carte și Dumnezeu. Omul neștiutor de carte care știa că moare. Știa că va muri. Bine, armata, prin faptul că transmitea ordine care trebuiau înțelese chiar până la cel mai jos, de absolut, jos nivel, da. Nu funcționa. De multe ori a funcționat, de multe ori a fost și o școală, o educație. A însemnat o alfabetizare a soldatului, a însemnat o ridicare a nivelului ce său cultural, educațional. Ce spuneam mai devreme de rolul socializator al armatei, rolul socializator al armatei. Da. Îmi vine în minte un moderator de la un post de televiziune. Ce a făcut armata, domnule? Ce război a făcut? A asocia existența unei armate într-un stat cu război, eu cred că este o greșeală. O mare greșeală. Absolut. Nu trebuie neapărat să provocăm războaie ca să vedem cât de capabili suntem sau cât de necesar suntem. Dar vedeți cum s-a schimbat atitudinea și starea de spirit, să spunem așa, în fața unor mutații și mișcări pe care le face Rusia în Europa, de la Baltica până la Mediterană. Rușii de fapt au ocupat o bază strategică, ofensivă, probabil pentru acțiuni viitoare în Europa. Are un... și fisurile corespunzătoare care le-a provocat Ungaria, Serbia, Grecia, nu vrem să divagăm și nici să ne depărtăm, da, nici să ne depărtăm de subiect. Aici este altceva. Un specialist militar rus în o carte, Spărgătorul de gheață, parcă îi spune, povestește că în perioada premergătoare, cel de-al doilea război mondial, rușii aveau 1 milion de parașutiști. 1 milion de parașutiști. Parașutistul este un individ care e purtat de colo-colo, ocupă un anumit loc și îl menține până vin forțele principale. Deci, 1 milion de parașutiști nu erau instruiți pentru ca Rusia să se apere, Uniunea Sovietică să se apere. Așa să, da. Deci, putem vorbi. Se știe că, practic, da. Mă rog, înfrângerile suferite de Rusia, de Uniunea Sovietică, de fapt,
în prima perioadă a celui de-al doilea război mondial, se datorează tocmai că era o armată pregătită într-un dispozitiv ofensiv. Exact, nu pentru... Da. Bun. Dar, bun, mă rog, ce importanța mișcărilor la ora actuală, cred că, din păcate, trece dincolo sau, mai bine zis, afectează în mod negativ spiritualitatea. Mie mi se pare că, în momentul de față, armata chiar a căpătat un scop pur economic. Nu zic, și înainte. Războaiele au avut la bază, marile războaie sau campanii militare au avut la bază scopuri economice, dar duceau cu ele și această civilizație. Continuau politica economică sub formă agresivă a unui stat. Da. Erau, începând cu cruciadele și nu numai. Și chiar Clausewitz în Despre Război spune despre asta. Ori, în momentul de față, cred că scopul spiritual a cam dispărut. Se perorează, mă rog, tot felul de idei despre democrație, despre, uite, vezi, Doamne, noi atacând un stat pe care îl considerăm nedemocratic, îl democratizăm. Rezultatele au fost nu proaste, catastrofale, dezastruoase. Au generat o întindere, nu a lipsei de democrație de acolo, o contaminare cu lipsa de democrație de acolo. Pur și simplu au apărut anticorpi fără să apară microbii și anticorpii respectiv au degenerat în boli. Nu? Au apărut informații, de fapt s-au recunoscut informații despre ascultarea generală, despre violarea intimității cetățeanului în democrații de prim rang ale lumii. Toffler spune în al treilea val, parcă, sau șoc, secolul 21, este secolul supravegherii omului. Supravegherii omului, exact. Asta deja nu mai este un element, după părerea mea, de creștere spirituală, ci dimpotrivă o chestiune care îți creează de la anxietate, panică, la depresie, la urmă. Nu mai ești... Dragoș, îți spun, supun atenție următorul aspect. La tot ce ai spus, gândește-te că s-a creat instituții, forțe, elemente de infrastructură care pun în mișcare. Nu-ți imaginezi. Pentru un militar american lucrează până 12-14 cetățeni americani. În America sunt peste 200.000 de obiective care produc echipamente, furnituri și materiale de război. Este un buget de peste $1 trilion. Exact. Anual. Pentru unde, pentru ce și pentru când toate acestea? Să ne fie frică. În carte, Colin Powell spune că când a participat în... E o altă chestiune interesantă la Viena. Încheierea de la Viena spune că am greșit, că nu am exercitat cu violență implementarea democrației în lume. Bun, doctrina militară americană spune să câștigăm inițiativa și să o exercităm chiar cu violență. Pe de altă parte, vezi aici primul care discută deschis despre noul stil de război este Stalin, care spune că de acum încolo victoriile militare nu mai au un simplu efect militar, ci vor însemna și o victorie ideologică, mai bine zis, în țările pe care le-ai ocupat, implementez o ideologie nouă. Ceea ce s-a și întâmplat. Acum, după cum bine se știe în viață, întotdeauna modelele rele sunt copiate. Da, mai repede. Exact. Mai ușor. Și sunt preluate și adaptate, ba chiar îmbunătățite în sens, în sens negativ, dacă se poate spune îmbunătățite. Da, e foarte important în carte. Aici ai prezinți un document. Acum noi vorbim la pertu, stimațele spectatori, pentru că suntem prieteni vechi și este vorba de o conferință, conferința de la Viena din 1990, la care au participat toate forțele acelei reprezentanții, reprezentanții la Paris, miniștrii de externe, și la Viena, șefii statelor majore, tratatul la Varșovia și NATO. Exact. Și unii și alții se asigură reciproc despre pacea care încearcă ei sau despre care
promit că o vor implementa în Europa în viitor. Oare ei nu știau? De ce mi s-a părut mie fenomenal, adică foarte interesant această carte, care, mă rog, nu știu pe unde se mai găsește, că e totuși editată de mult, sunt reproduse discursurile fiecărui reprezentant al fiecărei țări, începând cu Vaticanul, da, aici, din motive de, de spiritualitate. De spiritualitate, da. Exact. Așa, și fiecare, felul în care vede el continuarea, vede fiecare... Republica Democrată Germană, Cehoslovacia, ce frumos. Deci părerea fiecăruia despre ceea ce se va întâmpla și cum intenționează să se desfășoare lucrurile. Deci asta la începutul anilor 90, deci momentul în care istoria lumii se schimbă. Începuse degringolada, începuse decolmatarea, dărâmarea și dezmembrarea și... Cu dezmembrarea sistemului, mă rog, sistemului sovietic, a pactului de la Varșovia și a trecerii de la lumea bipolară la lumea unipolară, așa, mă rog, se ajunge la o răsturnare de a multor situații. De momentul acela când Gorbaciov a furat inamicul NATO. A furat inamicul NATO, exact, l-a mutat cu câteva mii de kilometri mai încolo. L-a dus... Problema se pune și din punct de vedere spiritual. Vezi că, de fapt, noi nu vorbim de o victorie militară a NATO asupra pactului de la Varșovia. Nu. Însă a fost o schemă strategică bine pusă la punct. Nu știu. Așa e la prima vedere. Alții spun că nu. Dimpotrivă, a fost plasată o nucă fierbinte de către gânditorii de la Kremlin, a fost plasată în mâna NATO. Nu știu. Însă, cert este că s-a produs o răsturnare de valori. Și, în primul rând, această ideologie care a generat generații de oameni care au crezut în idealurile socialiste, dintr-o dată socialismul a devenit un fel de paria, un fel de obiect de maximă damnare în toată lumea, aproape în toată lumea, nu toată lumea. Da. Noi am vorbit despre America, Germania, Italia. Numai o țară care l-a dat pe Turgenev, Lermontov, pe Cehov, Pușkin. Toată cultura, Dostoevski, Nu poți să nu vorbești și de o gândire militară specifică și o cultură militară specifică. Conceptul unas est mnogo rus, la noi sunt mulți ruși, și conceptul de cantitate de forțe în raportul de forțe a fost abandonat de mult de ruși. Ei merg și ei pe finețe, pe înaltă tehnologie, merg pe numai ce se întâmplă în ultimii ani. Procedee și forme de luptă pur asimetrice, care au ca finalitate surprinderea și au o doză mare, mare de șiretenie. În teza mea de doctorat, care se cheamă Surprinderea și evitarea surprinderii în luptă armată, și cartea care am scos-o, am găsit cuvântul șiretenie și am rugat pe cineva care se pricepea la matematică să-mi abordeze matematic șiretenie. Aspecte de gândire, tot așa, de gândire militară. Deci nu putem să evităm, să citim pe Rokossovski, pe Ștemenko, pe Ciuicov, mari militari ruși, gândire militară. La baza armatelor lumii stau gândirea militară engleză, gândirea, teoria și practica militară engleză, germană, rusă. Bine, gândirea militară rusă, în primul rând gândirea lui Suvorov, care este e unul din primii teoreticieni ai atacurilor, cum se cheamă, atacurilor rapide și al mișcărilor permanente. Da. Reluat de Jukov, care spunea, contraatacați și cu grupa și cu plutonul, ca să vadă apărarea că este activă. Nu stați și trageți, nu, ieșiți și atacați tot timpul. Da, exact. În memoriile, dacă nu mă înșel, a lui Las Casas, se vorbește de, în momentul în care trupele franceze intră în Rusia, avansau, la un moment dat se întâlnesc cu o trăsură și ocupată de o doamnă elegantă cu servitorii ei, cu nu știu ce, și aia spune, sunt fiica mareșalului Suvorov, era așa. Și o lasă să treacă, cum, dar împăratul o primește,
în semn de respect, deși erau inamici. Asta însemna, până la urmă, războiul ca și cultură. A fost o perioadă a cavalerismului. A modelelor. Păi pe timpul Napoleon, toți tinerii voiau să fie sublocotenenți de artilerie. Avioanele, când au apărut la începutul secolului 20, se salutau inamicii. Nu aveau mitraliere, erau de recunoaște. Bătăliile când începeau mai înainte. Sire, începeți dumneavoastră că ați sosit pe câmpul de bătaie înaintea mea. Vai, nu, începeți dumneavoastră că sunteți mai în vârstă decât mine. Vai, dar iese soarele și soldații și după un schimb de ăsta de politețuri începea bătălia. Revin la ruși, nu sunt obsedat și nici nu... Îmi iubesc armata română așa cum este ea, cu dimensiunile ei, cu structura ei, cu valorile ei, cu vorbitul ei în engleză. Brusc am sărit de la vorbit în limba rusă, dar astea sunt alte aspecte. Da, trecând un pic prin limba franceză. Da, de exact, da. Vaibul germană. Da. Eu o iubesc și o respect pentru că m-a produs, mi-a dat posibilitatea să mă uit și la alții din punctul de vedere al armatei și să fac comparația și să spun că noi nu suntem chiar atât de lipsiți de importanță cum discută alții. În primul rând, domnul Dragoș, eu ca român nu este frumos să mă constitui argument pentru un străin vorbind urât despre armata mea sau despre instituțiile care au impact extraordinar asupra securității naționale. Eu condamn anumite lucruri, mă opresc cu ciudă asupra unor persoane care temporar lucrează în aceste instituții, dar nu le urăsc, că nu, Dumnezeu nu mă ajută dacă urăsc, nu trebuie să urăm. Și caut permanent, cum spuneați dumneavoastră, aducem doar și din import. Dacă este bun, aducem și dacă se, inclusiv în gândirea militară, după 23 august 1944, n-a folosit un termen, de mult nu se mai întrebuințează, dar e o piatră kilometrică totuși. În gândirea militară românească a fost preponderent doctrina militară rusă, sovietică de sovietică, atunci. Da. Creată de un român, de fapt. Despre strategie nu se vorbea, pentru că strategia era aceea a tratatului, dar spre anii 80 am început să ne desprindem și să avem elemente de teorie militară națională. Vă aduc aminte o mare demonstrație de forță și un rezultat al stării de spirit armate, a gândirii, a culturii militare, aplicațiile de la Dunăre din 78. Acolo era pentru prima dată în istoria lumii când o armată forța un curs de apă lat, cum e Dunărea, pe un pod produs de noi, lat de un kilometru, care se făcea până în 30 de minute. Au fost invitați atașa militar, au speriat lumea. Să în 30 de minute se poată trece dincolo, pe malul celălalt. Tancuri, autovehicule astea mari, autoblindate și transportoare blindate. Frate, teribil. Nu cred că în afară de ruși, țările din lagărul socialist de atunci își permiteau sau puteau să facă așa ceva. Acum, a fost o demonstrație de forță. Știi că tot mă provoci cu rușii. Doctrina militară sovietică a fost creată de Mihail Frunze, da, corect, român pe jumătate, tată român moldovean și care a luptat, mă rog, a fost felcer, medic, mă rog, în războiul de independență, și mamă rusoică. El creează doctrina militară sovietică după ce repurtează în fruntea armatelor roșii cele mai mari victorii, mai ales în zona aceasta, deci nu mai ales, în special în zona aceasta de sud-est, în Crimea, unde îl învinge pe mareșalul Colceac. Da. Se pare și el la origine român. Colceac, deci cei doi care s-au înfruntat, șeful armatelor albe și comandantul armatei roșii, Mihail Frunze, erau amândoi români, de fapt, la origine. E foarte, foarte important, așa, și păcat că nu se studiază. Da. De asemenea, românii, că asta fac referire la un capitol iarăși extrem de puțin studiat, reapariția armatei române
după câteva secole, că, mă rog, chiar și Mihai Viteazul a avut în primul rând armată de mercenari. Da. Dar armata română renaște sub acel grec, care nu era fanariot, domnește în epoca fanariotului Nicolae Mavrogheni, dar el era un grec, un pirat din Paros, care ajunge, mă rog, printr-o fantezie de-a lui, un tip care a trăit în general prin fantezii, ajunge domnitor al țării românești și creează, în scopul, ce-i drept, în scopul apărării intereselor Imperiului Otoman, creează, recrează armata română. O armată care ajunge chiar la 10.000 de oșteni, pământeni, și cu care, culmea, reușește să stopeze intrarea, deci doar la câteva luni după ce a creat această armată și a reușit să o instruiască așa în, s-o motiveze. În gravă, s-o motiveze, da? Reușește să oprească armatele austro-ungare la trecerea Carpaților, după care se duce și se bate cu trupele austro-ungare, trupele austriece. Cu trupele austriece în zona de unde ești, de unde ești tu, general, din zona Vrancea, așa, este învins, ce-i drept, dar oricum au fost câteva succese importante ale unei armate care atunci se născuse. Asta dovedește nu numai priceperea lui Mavrogheni și a comandanților, dar și vitejia și aptitudinile extraordinare ale românilor. Putem vorbi despre rezultatul gândirii militare românești, de exemplu, în primul război mondial, când năvăleau spre București, pe culoarul ăsta, Carpații Meridionali, Dunăre, au trecut Argeșul, nemții, și atunci, și pe timpul cât se vedea succesul lor, forțarea Argeșului, parte de forțe ajunsese la est de Argeș, între Argeș și capitală, s-a planificat o contralovitură, adică o acțiune ofensivă, chiar dacă noi duceam la nivel strategic lupte de apărare, care să nimicească acest cap de post, să restabilească apărarea pe dreapta, să sprijine de Carpați, pe stânga asta să... contravitură la Argeș. E o chestie interesantă a gândirii militare românești. Foarte interesant. Da. Uite, din păcate nu din păcate. De fapt, cred că emisiunea de astăzi este un exemplu cât de importantă este istoria militară, sau, mă rog, mândria militară pentru spiritualitate. Eu, care nu sunt pasionat și nu m-a preocupat cam niciodată această zonă militară, uite cât de mult m-a însuflețit discuția și am deviat un pic mai mult decât trebuia, pentru că, într-adevăr, asta înseamnă, vezi, cultura militară, înseamnă pasiune, înseamnă deșteptarea unor fibre ale spiritului la care de multe ori nici nu te gândești. Cazul meu, repet. Absolut, și uite cât am vorbit despre istorie militară. Ce bine pare. Îți mulțumesc, generale, foarte mult, stimați telespectatori, eu vă mulțumesc și noastră și vă recomand această carte, Europa secolului 20, am mai arătat odată, doctrine militare. Chiar am vorbit cu generalul Saulea și o să încercăm să mai edităm câteva din lucrările sale. E vorba de doctrine militare în secolul 21. În orice caz, este clar, nu putem despărți spiritualitatea de această dorința omului de a se exprima și într-un sens organizat și în sensul puterii cu care este dotat omul și mentală și fizică, pentru că asta este armata până la urmă. Chiar mă gândeam, am avut o societate la un moment dat care, mă rog, editam, o editură, care îi pusese motoul Arma et Alma, adică suflet și armă, suflet și braț. Până la urmă, asta este armata, este și cultură, este și putere. Deci nu putem vorbi despre spiritualitate fără a vorbi și despre cultura militară. Încă o dată îți mulțumesc, domnule general Dănuț Saulea, vă mulțumesc, stimați telespectatori. Și o seară bună. La revedere.